Din frontul comun pe care finanțatorii și staful echipei îl formaseră acum, întregul se transformă în două tabere. După declarațiile făcute de Narcis Răducan, finanțatorii îi dau unde verde să-și pună planul în aplicare. Este greu să continuăm. Acest oraș nu stă nici în Cârciumarul ca primar și nici echipa Pandurii n-a stat și nu stă în Narcis Răducanu. A dat bir cu fugiții la prima greutate care ți apare în față nu este sportiv, nu este fair play, nu este corect. Nu trebuia să facă această declarație. Florin Cârciumaru a mai declarat că va face publică situația contabilă prin care va demonstra că primăria municipiului Târgu Jiu și-a achitat angajamentele față de echipa de fotbal.